Hei, salut, prieteni! După cum puteți vedea, sunt deja îmbrăcat. Vine un prieten să mă ia, a fost coleg de liceu cu mine. Vine să mă ia, ne întâlnim jos la mine și mergem până la el acasă. Și-a luat un apartament pe aici, pe lângă mine, și se mută aici. Și are niște mobilă de asamblat și când ne-am văzut zilele trecute, i-am promis că l-ajut să-și asambleze mobila. Am pus telefonul încărcat, dar nu se încărca. A trebuit să mișc un pic de cap. Dacă am ajuns acasă, foarte mișto, am fost colegul ăsta, mi-a arătat apartamentul ăla. Un apartament cu două camere, l-au luat prin prima casă și acum îl mobilează. Trebuie să-și mai ia o canapea, un dulap, niște noptiere la pat acolo. Dar foarte mișto, foarte mișto blocul, e așa cu regim închis acolo. Barieră, paznic, tot, deci e super tare. Și trebuie el să meargă la IKEA să-și mai ia niște mobilă ceva și apoi o să mă cheme și trebuie montate patul, un birou, un dulap pe care le-a de la IKEA și jucăm și noi într-o zi, montăm mobila aia. Așa, și mergeam spre apartamentul ăla și băiatul ăsta are un Mercedes clasa C automat, cu cutie automată. Și vorbeam eu cu el și întrebam cum e cutia automată, că eu n-am condus în viața mea cutia automată, am condus manual, n-am condus nimic automată. Nici nu-mi place așa, nici acum după ce am condus, nu prea. Deci o senzație foarte ciudată să treci de la aproape 7 ani de condus cutie manuală și numai cutie manuală. Parcă mâna dreaptă o aveam așa degeaba, parcă stăteam cu ea, simțeam așa că trebuie să fac ceva și parcă senzația că trebuie neapărat să faci ceva și tu nu faci. Foarte, foarte ciudat să ții de volan așa și să mergi înainte, să faci pe accelerație, să schimbe mașina. E ciudat, dar mișto în același timp. Adică în trafic, în București, cel puțin, când mai mergi 10 metri cu 1 km pe oră, mai stai jumătate de oră, e mișto. Mai lași piciorul de pe frână, să duce mașina un pic, chiar pui piciorul pe frână înapoi. Dar nu cred că mi-aș lua automat. Acum nu știu, că mașina are ceva, nu e ultimul model. Poate cutiile astea de pe ultimele modele sunt mai șmechere și schimbă mai repede, schimbă. De exemplu, am observat că în momentul în care mergi cu mașina și iei piciorul de pe accelerație, nu intră frâna de motor, pur și simplu mașina scoate din viteză și la un moment dat, dacă ai nevoie să accelerezi și apeși pe accelerație repede, o secundă sau o fracțiune de secundă, mașina se turează repede, ca și când ar fi la ralenti. Se turează singură și nu se întâmplă nimic și apoi simți cum bagă în viteză și pleacă mașina. Ceea ce e un pic ciudat, la fel, la 6.000 jumate de ture acolo, că e benzină mașina. Schimbă mai încet decât aș schimba eu pe manuală, de exemplu. Da, de-aia zic, poate o cutie mai veche și de-aia schimbă mai... Plus că nu e mașină sportivă, e Mercedes, nu e ceva super sport. Nu știu, cât o să meargă un posesor de Mercedes cum am mers eu cu mașina azi. Dar foarte, foarte tare. N-am filmat mare lucru că eram acolo super uimit și... ca un copilaș dintr-un magazin de dulci. Mamă, și aia, și aia, și aia. Băga și pe sport, și pe manuală, și cu padelele. Și chiar m-am jucat astăzi, a fost tare. Cel puțin la drum lung, cred că e marfă automată. Dar tot când depășești tu să nu bagi în viteză mai jos, să schimbi, să apeși pe padele aia și gata să treacă în viteză mai jos. E ciudat, nu? Hai că am un musafir. N-ai un musafir. Cum n-am niciun musafir? Uite aici musafirul. Uite aici musafirul. Nu am musafir în coace. A venit de la muncă, direct pe la mine și o să rămân aici seara asta. Ne băgăm și noi să mâncăm ceva acum toți și apoi cred că ne facem niște floricele și ne uităm la un film. Până începem filmul, Ana o să radă toate floricelele, deci asta e clar. Mi-a mai venit astăzi din Danemarca o scrisoare, niște foi, tot așa cu ceva bani de luat sau de dat sau ceva. Trebuie să o traduc cu atenție să văd ce trebuie să fac, să dau sau să iau. O să mai fac o pungă de floricele că aici... Gata! Acum ai dat drum. Poate iubi floricele. Mă puneam și făceam tot pe aici, acum am 25 de minute și dacă filmez de la 10 km o să aud nimic. Da, bine, bine, uite acum. Zi acum. Zi. Zit aici, aproape, să audă. Zile oamenilor că am mâncat un castron de ăsta mare. Uite, n-am mâncat. Castronul de floricele. N-am mâncat eu, au dispărut. Ai ținut așa pe piept și s-a uitat un pic la telefon și când se uită, bă, ce faci? Da, așa s-a întâmplat. Am putea să ne uităm în continuare. Eu trebuie să... Eu intru, vezi, uite intru, dar ție să vede un pic în chelie, atât. Am văzut... Am rămas la Fast and Furious 4 data trecută, am putea să ne uităm la 5 acum.
Ar fi o idee bună, că de obicei, noroc cu Fast and Furious, că de obicei noi ne hotărâm într-o sută de ani la ce film să ne uităm, deci nu putem ajunge la un consens pe treaba asta niciodată. Pentru că e Bobby pretențios, da. Nu se uită la niciun film horror. Da, eu nu mă uit la filme horror, deci nu-mi plac filmele horror. Și mie numai filmele horror. Și numai filmele horror îi plac. Și ca să ne uităm la un film de compromis e foarte greu. Să găsești un film de compromis. Bobby vrea la dalea cu romantice. Da, dar cum e mai bine? Să-ți placă absolut orice film în afară de horror sau să nu-ți placă niciun film în afară de horror? Care e mai bine? Lăsați-mi comentarii. Nu mă lasă. Întrebarea o să vă lase Ana mai târziu. Nu. Ba da, Ana o să facă încheierea și o să pun pe Ana să aleagă răspunsul pe azi. Nu. Mai am memorie să filmez 3 minute. Așa că ia telefonul meu și uite-te la comentarii. Și alegi un comentariu. Ți-am spus că nu! Dar am telefonul meu. Hai, uite la comentarii și alegi un comentariu. I-am dat record, haide. Înregistrez iarăși la pat pentru cine nu... Cui nu-i place la pat, are rău. Ana a ales un răspuns. Ana, te așteptăm la microfon. Haide că mai sunt 2 minute de înregistrare. Toate m-am zis că nu! Haide! Nu mai încerca să... Haide. Răspunsul de la întrebarea de ieri vine de la Alex Mitrică, care spune că oamenii ăștia sunt invidioși pe munca ta, deoarece ei nu o să obțină niciodată rezultatele pe care tu le ai pe YouTube. Și zice că vlogul cu telefoanele sub 10 milioane l-au ajutat să-și ia un telefon, adică Asus Zenfone 2 Laser. Mă bucur că Bobby te-a ajutat. Acum ci că trebuie să pun întrebarea, dar nu știu. Nicio întrebare. Nu vine nicio întrebare în minte. Întrebarea de astăzi este... I don't fucking know. Ai citit răspunsul? Da, dar n-am comentat. Da, măcar ai citit răspunsul? Da, l-am citit. Am mâncat aproape toate prăjelele că te-ai filmat tu. Păi da, ce numai tu? După ce că-ți filmez, mai vrei să-ți fac și biscuiți? Treaba? Biscuiți? Biscuiți? Se schimbă când știu că filmez. Întrebarea de astăzi este cutie manuală sau cutie automată? Lăsați-mi în comentarii. Și motive de ce ați ales ce ați ales. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce face Bobby. Și dacă vă place cum vorbește Ana. Să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa! Gata cartofi. Avem cartofi, hummus cu ardei copți, salată de vinete și Casey Neistat.